Sute de copii au venit în centrul orașului sâmbătă, dis de dimineață, la un eveniment organizat de Școala de Joacă și numit Bucurie în Mișcare. Timp de câteva ore, în cadrul unui maraton al jocurilor românești, cei mici au învățat jocurile copilăriei părinților lor. Un eveniment cu bucurie, zic eu. Bucurie în Mișcare este prezent la Roman, este un eveniment național și în curând intergalactic, galactic, cum îmi place mie să spun. Școala de Joacă, eu sunt într-un fel invitată în acest eveniment. Școala de Joacă, proiectul meu din București, este invitat în acest mare eveniment cu Caravana de Joacă. Este vorba de această carte în fața blocului, cea mai frumoasă carte a anului, care a pornit o caravană de joacă și care este prezentă în cât mai multe orașe din țară. Ce vrem noi cu caravana de joacă este să scoatem copiii afară la joacă, atât copiii cât și părinții, pentru că, vedeți voi, calculatoarele și tehnologia din ziua de azi umplu secțiile de psihiatrie și nu asta ne dorim de la copiii noștri, ne dorim să ne aducem aminte jocurile copilăriei noastre. Aici este o colecție de 55 de jocuri ale generației cu cheia la gât, generație care a avut o copilărie fericită, spre deosebire de copilăria lor, care din păcate este o copilărie de plastic. Dimineață, copiii cu vârste cuprinse între 4 și 10 ani s-au jucat la fel ca și părinții lor, apoi, după amiază, adolescenții au fost invitați să facă sport. Mă bucur că suntem în Roman, încheiem o serie de 6 evenimente pe care le-am avut anul acesta sub această denumire Bucurie în Mișcare. Suntem în al 4-lea an în care ducem în diverse orașe din România acest concept și iată că am ajuns și la Roman. Ne bucurăm să fim aici, să încheiem acest an frumos, am avut alte 5 evenimente frumoase. Și astăzi la Roman o să avem în principiu 3 elemente care compun acest eveniment. Partea de dimineață este dedicată copiilor între 4 și 10 ani cu precădere, pe care încercăm să-i reînvățăm să se joace sau să-i învățăm pentru prima dată să joace jocuri pe care eu le jucam ca și copil, dar datorită tehnologiei astăzi mulți dintre ei nu le mai știu juca. O să-i învățăm să se joace elastic, țară-țară vremostaș, cal și călăreți și tot felul de alte jocuri pe care în copilăria noastră le aveam și le jucam prin fața blocului și pe care copiii din ziua de astăzi mulți dintre ei nu le mai știu. Partea de după masă este adresată cu precădere adolescenților, tinerilor, dar și copiilor. Avem aici mai multe terenuri de badminton, de fan tenis, șuturi la poartă, tenis cu piciorul, sărit în saci, pe iarbă și multe alte jocuri. Avem și premii pregătite pentru cei mai buni, deci practic după masa vor fi mai mult competiții sportive. Și între aceste două elemente de joacă avem, cred că, 10 momente de demonstrații ale diverselor cluburi din oraș. Copiii au primit cu bucurie invitația venită din partea școlii de joacă. O să facem niște dansuri, niște sport pe acolo, că e o zi foarte frumoasă pentru noi și de-abia aștept ca să ne distrăm. Suntem nerăbdători. Vine un fost profesor de-a nostru și facem un concurs de dansuri aici. Cum ați reușit să ajungeți astăzi aici? V-a spus cineva despre eveniment sau? Ne-a spus. Nu ne-a spus, dar când am venit noi la primărie am văzut acest eveniment și ne-am interesat să vedem ce este. Da. V-au încurajat părinții să veniți astăzi aici? Nu. Da, nu le-ați cerut voie când ați venit? Nici nu știu că apare. Le-am cerut voie să mergem la dansuri și când a apărut acest eveniment. Iar cei mari, părinții, au înțeles că sportul și jocurile în aer liber ar trebui să fie obligatorii pentru orice copil care vrea să se dezvolte armonios și sănătos. Mi-am adus copilul în primul rând să-l scoatem, să-l rupim din rutina zilnică, să-l scoatem și nu numai cum din fața calculatorului, ci practic să se simtă bine, să socializeze cu ceilalți copii și, într-adevăr, sunt foarte mulțumit pentru activitățile care se desfășoară, pentru că ușor, ușor toată lumea trebuie să combatem starea asta de amorțeală, de adormire. Nu vă dați seama cât de mult face o ieșire și totul sub aspect educațional, sub aspect constructiv, jocuri, socializare, ce pot să vă spun mai mult. Din partea mea invit tot mai mult părinții chiar să lase comoditatea și să facă un efort și să scoată copiii din casă, pentru că aici se creează emoții pozitive, aici unde lingurițe cu lingurițe le deschid din pofta pentru mișcare, sănătate și bucurie. La finalul programului, tinerii care se antrenează la Clubul Bao din Roman au prezentat o demonstrație de arte marțiale apreciată și aplaudată de cei prezenți.
O contribuție importantă în buna desfășurare a evenimentului au avut-o și voluntarii din cadrul Asociației Mușatinii, care au animat atmosfera timp de câteva ore.